Fuck.
Tak, wszystko z kasy. Bardzo, tak. This one is good. Well, I think it's opposite. It's hard with that flag being make a stability. Next year I go there with flag of Italy. Thank you.
Înseamnă că
cred că este foarte plăcut să te afli în bătaia câmpului ce ai de 20 de milimetri. Iar elicopterul poate lua la bord până la 750 de lovituri de tun pentru acest... Credeți că urmează o operă?
Da, cu siguranță! Super! O mare îmbrățișare, domnilor și domnilor! O evoluție pe verticală! Lupin cu formația! Boboiaci! Echipajul, doi piloti mecanici de bord.
greutate golde, 1143 de kilograme, greutate maximă, 2200 de kilograme. Motorul a tras de 570 de cai putere, motor de ajuns de mare pentru această aeronavă. Se va poziționa în față, în față, la circa 30 de metri.
află sub licențele civile. În America se... Cred mai mult de 30 de grade. Să revenim la școala superioară de viață civilă. Aplauze pentru piruții sesia BC aici, de alături de Mărel Sănia. Ne salută Robinson, helicopterul cu piston. Puteți să obțineți licența de pilot privat pe elicopter și vă gândiți ce bine ați să puteți să vă suiți în elicopter, să plecați oriunde și să aterizați în locurile autorizate. Mă refer la cei care doresc să scurteze chilul și calorul petrecut pe șosea. Zbor de tranzlație și punct fix. În spate, cele două elicoptere EC-120 Colibri. Și salută publicul, aplauze!
Iată! Uitați-vă frumos că salută pe toți! Este o reverență! Exact cum un cal pur sânge o oferă unui public. Stroie Petre, pilot instructor, peste 6500 de euro. Pentru Valer Novac trece prin fața noastră!
Soluția constructivă a Samogului rămâne aceeași și în ținele noastre. Un elicopter robust, un elicopter care și-a făcut treaba. Apoi de celelalte trei, din seria Bravo.
Primul zbor a avut loc în România pe echipaj românesc în 1997, pe 18 martie. Iar în 2002, primul Hercules a aterizat în Afganistan. A deschis rampa în spate, așa văd. Da, zbor cu trapa deschisă. Cred că pentru cei dinăuntru este cel mai tare televizor 3D posibil. Este, cred că, mai mult decât 3D, cred că are o grămadă de dimensiuni. Ce curent se formează acolo în cală, bănesc că trebuie să te ții bine. Pentru cei care doriți să simțiți asemenea senzații, trebuie să vă faceți parașutiști militari. Și puteți vedea tridimensionalitatea trapei posterioare a C-ului 130 Hercules. Am înțeles, să urmăm cursurile școlii de la Vodopu, aici. Iată, trece din nou prin fața noastră cu trapa deschisă. Iată-l, Hercules! Aplauze! Mare, frumos, masiv și frumos deschisă! De cât este de mare, de cât de, atât este de agilă. Iar piloții români sunt foarte bine pregătiți pentru a acționa în toate mediile, ziua și noaptea. Iar în minutele următoare vă vor prezenta o apropiere aceea de la aeroportul din Kabul, unde rata de coborâre este foarte mare și nu prea au timp să viseze cam cum ar trebui să fie o apropiere normală. Rata de coborâre este mare și trebuie să aterizeze din prima. Adică e pista scurtă sau? De jur împrejur sunt mulți. A, de jur împrejur. Deci au trecut de mult și trebuie să se lase orice în jos. Exact. Aha, am înțeles. Uitați-vă ce înclinare pentru o aeronavă atât de masivă. Este sus? Da. Și facem coborâre, nu? Să vedem dacă acum sau dură viitoare. Acum iată, coboară! Așa se execută aterizarea la Kabul. Mamă! Se strănește un astfel de mastodon. Cred că e la fel de ușor de pilotat ca și un orice alt avion sau este mai complicat de cât mai mult avion. Știți cum e? Basculanta asta o conduc și ca și cum ai conduce o mică, nu-i problemă. Adică există același lucru ieși în aviață sau? Sunt tipuri diferite pentru că aeronava de vânătoare se pilotează într-un fel, elicopterul se pilotează într-un fel. Aeronavele de transport, cum este aeronava C-130 Hercules și C-27 de Spartan, au tipicul lor. Bineînțeles că vine spre noi, vine spre viere, doamnelor și domnilor, C-130 Hercules! Vă salută! Mare, frumos, grațios! Ce întoarcere!
înainte de această aeronavă. O axare în scurt, foarte scurt. Adică o întorcere scurt. Exact. Așa. Execută un viralism foarte stres acolo. Să știți cât este de mare frate să zboare și la 20 de metri. Și iată se apropie să ne salută din nou. Sunt undeva chiar la metodica la lumea noastră, chiar de la lumea noastră, chiar de la lumea noastră, chiar de la lumea noastră.
școală, parașute folosite pentru elevii care vin la 0 salturi. Sunt parașute mai lente, o să le vedeți, că sunt și foarte stabile. Parașuta care vine la precizie pe saltea, Popescu Petrito, sportivul național, 0-0. Sper că a plăcut.
acolo și voi am dat acolo. Talent pentru București lui Diaz 2017. Las un aplauze pentru Aeroportul României, domnilor și domnilor. Iată, se apropie un apel. Și în Africa, la cea de-a doua
cu variantele G și H. Frumos viraj pronunțat în final și din nou coborâre Hans Balaschke și Raymond Riemann, urmate de aproape de către T28-ul Troian. Tot pentru prima dată România de la Flying Bulls, pilotul Troianului este Miguel Hochreiter. Corect.
aplauze foarte mare pentru Guborga. Aplauze pe 95, acest minunat echipaj care din 2012 este aici de noi. Și privim Corsarul și cele două marfașeturi care au fi de la
pe Gabi, astăzi, de Stefan Dolhammer și Filip Heidbauer. Vom auzi cu această ocazie și repriza motoarelor Stigma Turbo Mega Larzac, care dezvoltă pur și simplu 5 Iarăși, rompere! Extra 330
câteva momente. A, jumătatea de atât de mie negativă, a avut avionul pe spate. Tot în clasa lor s-a făcut și zic că aici răspuns a unor antreprenori pentru a veni cu avioane mult mai ușoare și mult mai puternice. La fel și Corvus Racer. Iar aceasta se numește loc ceva, când vă spuneam și dimineața dansul bețigului. Superior a Apexului.
Thank you.
Thank you.
două motoare, Limo generează 16.000 de kilograme. Thank you.
succesul de a face la video. După ce va ieși din bucă, ne pregătim să numărăm, da? Acum, 3, 2, 1 și... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Din partea stângă, doamnelor și domnilor, elicopterele forțelor aeriene române
Și domnilor și domnilor, pentru că nu ne dorim
Yeah.
21 Lester și F16. Da, cam thank you.
6-6.
Thank you.
ce să faci? Ce să faci? Nu mai voi să fac nimic. Alea sunt trecele. Alea Thank you.
bine, doamnelor și domnilor, în ultima emoție de formație de azi 2017, Boxa România!
formația de sus care a rămas foarte sus. Cel care vine în roșu Marius, atenție Marius, ușor, roșu Marius, picioc la picioc. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
direcția